doamnelor și domnilor și bine v-am regăsit! Săptămâna trecută, colega mea Denisa va arăta un material unde se demonstra clar că ghiozdănelul copiilor este destul de greu pentru înălțimea, greutatea și vârsta lor. În această seară vom afla mai multe detalii despre ce se întâmplă cu coloana tinerilor și a copiilor mici, purtând această greutate, stând în poziții incorrecte, de la Mihaela Tătaru, kinetoterapeut. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Noi ne-am permis, așa înainte de emisiune, să facem o regulă de a ne tutui și o voi respecta și în emisiune pentru că îmi doresc o discuție foarte caldă și relaxată cu tine. Mihaela, în primul rând, trebuie să-ți mulțumesc pentru colaborarea pe care ai avut-o cu colega mea, pentru că am fost foarte încântată de material, mi-a plăcut foarte mult ce a ieșit și mi-a plăcut faptul că cineva, în speță chiar tu, a venit și a spus clar, da, nu e în regulă ca un copil de 7-8 anișori să poarte un ghiozdan care are 6-7 kg, adică mult mai mult decât 10% din greutatea sa corporală. O să te rog pe tine să ne spui câteva cuvinte despre meseria ta până la urmă. De câți ani ești kinetoterapeut? Înainte de a vă spune ceva despre mine, aș vrea să fac o mică paranteză. Nu trebuie să mulțumești pentru reportajul acela pentru că consider că este datoria mea de specialist. Pentru că în România se face prea puțină profilaxie și asta ar trebui să facem înainte. Noi terapeuții, indiferent de forma terapeutică care o prestăm, că este medicină clasică, că este orice altă formă de terapie, că așa suntem o datori moral să facem întâi prevenție. Și după aceea să tratăm cazurile care nu au putut fi prevenite. Și acesta, când am fost sunată de către colega ta, pentru mine a fost ceva cât se poate de firesc și s-a văzut asta și tocmai asta mi-a plăcut bucur foarte mult. Și oricând voi răspunde cu plăcere la asemenea provocări, să le zic, deci exact. Nu este o provocare, pentru că, repet, este o datorie de profesională, de morală, să facem așa ceva și mai ales când este vorba despre copii. Pentru că sunt viitorul nostru, sunt copiii noștri și suntem obligați toți, ca părinți, ca specialiști din toate domeniile, să ne ocupăm de sănătatea lor. Și când vorbesc de specialiștii din toate domeniile, am fost foarte încântată când am văzut reportajul, pentru că deși nu am stabilit ceva înainte, ceea ce am spus eu a fost confirmat și de doamna învățătoare care a fost în reportajul respectiv și dumneavoastră, din punctul ei de vedere, a spus același lucru. Exact. Faptul că trebuie să prevenim deviațiile de coloană și trebuie să protejăm tânăra generație pentru că, din păcate, lucrurile nu merg într-o direcție foarte bună. Corect. Asta e și motivul pentru care suntem la emisiune, că vedem toți cu ochiul liber faptul că tot mai mulți copii din jurul nostru au poziții incorrecte, au deformări vizibile ale coloanei, poziția umerii, modul în care arată fizic foarte mulți dintre copii, nedezvoltându-se așa cum alte generații anterioare se dezvoltau foarte armonios și foarte simplu. Exact. Înainte de ca să răspund și întrebării tale, că nu mă eschivez, sunt printre altele și în calitate, am venit în calitate de kinetoterapeut, sunt kinetoterapeut de 16 ani. Wow. Lucrez mulți înainte, că știu clar că o faci cu mare plăcere și o fac cu mare drag. Mare plăcere. Am fost întrebată de foarte multe ori despre kinetoterapie. Kinetoterapia, ca orice altă meserie, dar cu atât mai mult kinetoterapia și tot ce înseamnă recuperare și medicină și așa mai departe, lucru cu omul și cu omul bolnav, trebuie să-ți placă. Dacă o meserie nu o faci cu drag, nu ai cum să evoluezi. Nu ai cum, așa te plafonezi. Este. Orice meserie ar fi ea. Și recunosc că cei care m-au îndrumat către kinetoterapie au făcut un lucru extraordinar și deși unul dintre ei nu mai este printre noi, totuși o să le mulțumesc toată viața că mi-au îndreptat pașii către kinetoterapie, că este ceea ce mi se potrivește și ceea ce așa îmi place este. Cu adevărat. Ce îmi place cel mai mult și ce m-a plăcut încă din material, felul în care transmiți o energie pozitivă. Bănuiesc că asta contribuie foarte, foarte mult la vindecarea pacientului, așa este? Da, da. Deși nu este partea mea, că asta ține mai mult de psihicul omului, dar organismul funcționează holistic, adică ca un întreg. Și atunci, deși medicina a fost nevoită să se separe pe ramuri,
psihiatrie, pediatrie, ortopedie, neurologie și așa mai departe. A fost nevoită pe bună dreptate pentru că este un volum extraordinar de mare de informații și un medic, oricât ar fi el de potent intelectual, exact, nu ar putea, este totuși un om și nu ar putea să acopere. Totuși, organismul nostru lucrează ca un întreg și niciodată, deși omul vine la noi cu o problemă, nu trebuie să neglijăm celelalte aspecte și trebuie să căutăm totdeauna cauza problemei. Exact. Și de cele mai multe ori, cauza nu este acolo unde este simptomatologia. Fix ce vorbeam noi înainte de emisiune, exact, că din păcate, în ultima vreme, din cauza poate și a ritmului de viață foarte alert, așa, de cele mai multe ori oamenii caută să-și trateze foarte repede simptomele, uitând că acea cauză rămâne nedescoperită, netratată și poate să dăuneze mai târziu mult mai mult decât în momentul acesta. Dacă azi mă doare capul și am luat o pastilă, poate că ar trebui să caut întâi de ce mă doare capul și nu să mă mulțumesc că astăzi mi-a trecut. Pentru că mâine mă pot dura alte organe, pot avea alte afecțiuni. E foarte important să căutăm cauza întotdeauna. Da, dacă luăm o pastilă, aș fi absurdă să spun că eu nu înghit câte o pastiluță când corect, este nevoie. Corect. Dar să nu facem din asta un obicei, să nu ne grijăm faptul că dacă se întâmplă prea des, înseamnă că este o problemă. Exact. Să nu neglijăm faptul că de multe ori acea pastiluță s-ar putea să trateze, s-ar putea spun, pentru că eu nu sunt în domeniu să vorbesc despre medicație, s-ar putea să trateze doar simptomatic. Exact. Deci nu îndepărtează cauza. Și atâta timp cât tratăm doar efectul, cauza va persista, ne va da, nu că ne va da aceleași probleme repetitiv, dar va declanșa și alte probleme, va agrava situația pacientului respectiv, se vor amplifica și se va ajunge la situații în care nu se va mai găsi vreo rezolvare. Vreo soluție, vreo soluție din păcate. Da, exact. Și atunci trebuie toate luate din timp. Și sistemul ăsta de automedicație împotriva căruia sunt fără doar și poate invadați de farmacii și de reclame, cred că undeva la 40-50% din reclamele de pe TV și radio sunt la medicamente, dispozitive medicale și așa mai departe, și atunci când nu suntem bolnavi, dacă avem un junghi în buricul degetului, imediat o să ne gândim că parcă am văzut un medicament la televizor care era pentru junghi în buricul degetului. O să mergi la cele 200.000 de farmacii din jurul tău și o să găsești cu siguranță acel medicament, o să cumperi și o să-l iei, fără să te gândești că poate, nu știu, e cu totul altceva. E o discuție cumva adiacentă subiectului de astăzi. Astăzi vreau să merg cu tine strict pe domeniul tău, așa, pentru că ești o foarte bună profesionistă și ai foarte multe de spus. Le spun celor de acasă că o să încerc cu Tiu, cu Vai, să o aduc pe Mihaela în platou ori de câte ori programul îi permite, pentru că sunt atât de multe de vorbit cu tine încât nu ne va ajunge în niciun fel emisiunea de astăzi. Cu siguranță. Pornind de la subiectul pe care l-a pus într-un reportaj foarte frumos colega mea Denisa, aș vrea să întreb așa, de-a lungul timpului, 16 ani petrecuți în această meserie și mulți alții care vor veni, care este cea mai fragedă vârstă la care ajung copiii pe mâna ta? Și la propriu și la figurat. Dacă vorbim în general la ce vârstă ajung copiii la mine, pot să vă spun că recordul cel mai tânăr pacient al meu avea 5 zile. 5 zile? 5 zile. Era ieșit din maternitate. Dar dacă vorbim despre deviațiile de coloană vertebrală, exact, că tocmai asta este tema... emisiunii de astăzi, copiii din păcate pot ajunge de obicei ajung la noi când la o vârstă preșcolară. La vârstă preșcolară? Preșcolară. De și unde chiar au școlară. Deja problemele astea la vârstă de 6-7 ani sau 5-6 ani? Pentru că nu se face suficientă mișcare. Pentru că se stă prea mult la calculator, pentru că se stă la tabletă în pat, în poziții incerte, improprii. Exact, improprii. Pentru că se stă prea mult. Deci se adică stă, nici indiferent. Măcar copiii aceștia care au 4, 5, 6 ani nu fac mișcare suficientă? Păi îi vezi unde să o facă? Ai impresia păi că da, dar o fac unde? În apartament și...
Unde? De ce? Pentru de la că, exact. Nu, exact. Sunt luați, puși în mașină, duși la grădiniță. La grădiniță nu săriți că suntem mulți, facem praf sau deranjăm sau nu știu ce. Acasă, nu le, orele de educație fizică, deja vorbim despre școală, nu sunt câte sunt și, deși s-au mulțit, trebuie să recunoaștem că de anul ăsta, sau nu știu exact dacă de anul trecut, mai știu exact, au crescut numărul. Ar trebui să fie mai multe, numărul, pentru că în anii anteriori se eliminaseră, exact. se umplea cu prostii, nu mai facem educație fizică, că nu e ce trebuie. Ca să nu mai spun și vreau să o spun, deși nu este treaba, neapărat treaba mea, dar mă doare că sunt părinte și sunt specialist în domeniul ăsta, rog și părinții, dar mai ales părinții, dar și specialiștii să renunțe la acele scutiri, mai ales fictive. Lăsați copiii să facă sport. Trebuie să facă sport. Suntem mamifere și suntem mamifere cu oase lungi. Tot ce înseamnă oase lungi înseamnă că suntem pentru mișcare. Nu spun să face sport de performanță. Nu toți suntem născuți pentru sportul de performanță. De multe ori sportul de performanță distruge, pentru că sportivul de performanță totdeauna caută să-și depășească limitele. Duce la limită, duce și peste limită și peste capacitățile organismului. Nu faceți sport de performanță, faceți mișcare. Jucați badminton, jucați tenis de masă, jucați tenis de câmp, plimbați-vă prin parc, mergeți cu bicicleta, nu știu, fiecăruia ce-i place. O bicicletă, pentru că fiecăruia ea contează. Exact, fiecăruia ce îi place. Nu pot să dau, nu există ore. Sporturi, adică serios, acum există și alternativa cursurilor de dans pentru copii. Absolut. Unde tot mișcare este, adică se poate Absolut. Face, se poate orice. Găsi o soluție. Orice. Orice numai să se facă mișcare. Părintele preferă, exact din din cauza acestui ritm aler de viață, din cauza problemelor, suntem părintele preferă înainte. Să-l știe în siguranță, și da. Pun ghilimelele și le subliniez, în siguranță acasă, la calculator sau la televizor. Exact, dacă să-l știe Oameni la un bun. Curs de dans. Distrugem coloana vertebrală, ceea ce mă privește, dar distrugem creierașul, distrugem, îi determinăm un deficit de atenție. Apar tot felul de probleme. Am citit articole care o spun specialiștii, psihologii și neurologii, pentru că apar copii cu vârste din ce în ce mai tinere cu dureri de cap, cu migrene, ceea ce nu e normal. Autismul stimulează, acel controversat ADHD și așa mai departe. Toate apar din cauza acestui, pentru că acest televizor, mutat, pardon, de la televizor, la calculator, la tabletă, fără a ieși afară, la telefon și așa mai departe, toată această tehnologie supra-solicită copilul din toate punctele de vedere. Și izolează pe de cealaltă parte. Și izolează social, corect. El se prinde în acea lume, am mai spus-o probabil la un moment dat, când am intrat în casă la un cunoscut, iar copilul a apărut cu o pușcă și a zis, pac, pac, te-am omorât, acum omoară-mă și tu pe mine. Și eram așa șocată, zic, dar eu nu vreau să te omor, adică nu vreau să ne omorâm, nu vreau nici să ne jucăm că ne omorâm, pentru că nu e ok. Dar desenele de la televizor îi arătau că iei pușca și pac, omori inamicul. Eu eram inamicul în cazul respectiv. Bun, nu e ce trebuie. Nu e. Deci nu e ce trebuie. În primul rând, copilul ăla cu pușca ce sare prin toată casa, se aleargă de pe mobilă pe alta, de pe scaune, pe masă, de pe nu știu ce, ideea în sine că să ne împușcăm, ideea în sine că stă în casă, iar afară era soarele pe cer și curtea cât China, adică... Nu mai spun de curte, cei de la curte totuși sunt un pic mai fericiți. Ne referim la copiii de la bloc, pentru că predominant copiii ai municipiului Buzău locuiesc la bloc. Am auzit, din păcate, ceea ce pe mine m-a revoltat, realmente m-a revoltat, părinți, ce să-l lăs afară să se joace cu nu știu cine. Dar noi am crescut cu cheia la gât. Eu personal am crescut cu cheia la gât în fața blocului și am crescut mult mai bine decât copiii care cresc în ziua de astăzi în fața calculatorului. Într-adevăr. Mulți dau vina pe mass media. Păi nu, că asta televizează. Păi, de multe ori, până la urmă, haideți să o recunoaștem, că și ăsta, până la urmă, este un, cum să zic eu, o afacere, să zicem, nu? Dar dăm ce este... se cere. Se dăm ce se cere. Dar fiecare părinte... liber să-și aleagă. Exact. Și fiecare nu, trebuie să se gândească... Spun. Nu trebuie să dăm vina pe alții. La ce a crescut, exact. la cum a crescut el, cum a crescut el ca părinte, ce i-a folosit, ce nu i-a folosit și poate să discernă și să aleagă ce oferă copilului sau ce nu îi oferă, de ce îl ferește asta și spun. Unde îl îndrumă. Adică exact, este foarte asta simplu. Spun. E simplu să dăm vina pe presă, pe televiziune, pe învățătoare, pe educatoare, da, dar okay. tu ca părinte nu-ți controlezi un pic copilul să vezi ce face toată ziua,
ce urmărește, cât stă. Părinții sunt mulțumiți, copilul e cu minte dacă e cu tableta sau cu calculatorul, stă acolo într-un colț și nu se mișcă. Nu ne-am făcut datoria. Comoditatea nu face parte din sarcinile de serviciu a unui părinte. Nu, nici pe departe. Probabil că e ultima la care o poți să achiesezi. Tocmai dacă vrei să-ți faci datoria de părinte, trebuie să renunți la comoditate. Exact. Vreau să întreb un lucru. În ultimii ani, la fiecare început de școală, întotdeauna se fac astfel de reportaje, cum a făcut și Denisa, și se evidențiază greutatea foarte mare a ghiozdanului ce stă în cârca unui copilaș care are 30 de kilograme, în general, la vârsta la care intră la școală. Ultimii ani, ți-au adus într-adevăr pacienți tocmai din această nișă, copiii cu ghiozdane prea grele, pentru că poate acum 10 ani nu cred că era la fel, sau cel puțin așa cred eu. Pentru prima dată anul acesta mi-au venit copii de, nu cred că aveam mai mult de 90 ani, cu contracturi musculare pe coloana vertebrală. Contracturile musculare, de la ghiozdan, de la poziția la scris, poziția prelungită la scaun, de la toate. De la stres și copilul este stresat. Deci copilul are stres la 90 ani. Odată dacă el are, stă la școală un copil 6 de 6 ore sau cât stă? 5-6 ore. Și mai vine acasă și mai are teme încă 3, 4, 5 ore. Aia deja, tot de ziua. Păi aia sunt 10 ore, noi stăm la program, la serviciu 8. Exact. Deci nu e normal un copil, și ăla e copil, e în creștere, e crud, e în formare, nu se poate să stea atât de mult pe scaun. Nu se poate. Nu știu, aș merge pe altceva. Nu-mi permit să dau dascălilor cum să-și facă treaba, dar să se găsească dumnealor în nișa lor, pe linia lor, să găsească soluții să împuțineze oportune care să ajute copilul. Programul este sufocat, într-adevăr. Temele sunt mult mai multe. Dificultatea temelor este mult mai mare față de generația mea, de exemplu. Să știți că iarăși revin la cerere. Asta este cererea. Și iarăși revin la părinți. Părinții vor foarte mult, exact, într-un timp foarte scurt. Copilul la 18 ani, dacă ar putea să fi terminat deja și facultatea și deja să fie un super geniu, ar fi esențial. Părinții ar fi foarte mulțumiți. Întrebarea este, la 30 de ani, dacă îi trăznești un vas de sânge pe creier de la tot surplusul ăsta de efort intelectual pe care îl face, ne ajută cu ceva? Pentru că stăteam de vorbă, fac o paranteză, și stăteam de vorbă cu un cardiolog din Spitalul Județean care îmi spunea că anul ăsta cel mai tânăr pacient pe preinfarct l-a avut la 31 de ani. Am avut pacient de 30 de ani cu accident vascular. Exact. La 30 de ani i s-a făcut biopsie și Bucureștiul, unde s-a tratat, de asta zic Bucureștiul, era șocat și nu înțelegea cum se poate întâmpla un accident vascular la 30 de ani. Păi uite așa. Dar domnul respectiv care ne-am cunoscut, mi-a fost pacient și după aia realmente am rămas și prieteni, că așa se întâmplă la terapiile individuale. Asta voiam să spun, că ești prietenă cu absolut toți pacienți. Da, și era director de firmă, director economic, și vă dați seama că avea o anumită răspundere. Ce efort, și da. Avea un stres. Și pe stres și pe toată supra-solicitarea aceea a făcut accident vascular. Nu e de joacă. Și când ne întorceam la copii și la supra-solicitarea lor, ajung, nu spun că fac accident vascular sau fac infart la 30 de ani, dar eu aș spune altceva. Exact. Cu ce l-ajută o funcție înaltă, cu ce l-ajută un salariu de, nu știu, de 30-40 de milioane, dacă el este cocoșat, este cu o coloană făcută arșice, cu migrene, cu nu știu ce, și banii ei nu se poate bucura de ei și nu poate să-și trăiască viața pentru că și-a distrus exact organismul. Veșnic are probleme de sănătate. Păi văd foarte mulți în jurul meu, de la mine până la colegii mei și până la prietenii mei care au aceeași vârstă sau plus minus câțiva ani. Suntem foarte tineri, media de vârstă în grupul meu, de exemplu, e undeva la 30 de ani, adică oameni tineri, pot să spun. Fiecare se vaită de câte ceva. Care are problemă în coloana, pe altul doare capul, altul a trebuit să-și pună ochelari, altul nu mai știu ce are, altul face o otită de 2-3 ori pe an și tot așa și tot așa și tot așa. O grămadă de probleme care vin din mediul în care trăim și din cauza ritmului alert de viață. Mă uit totodată la generația care vine din urmă și mă gândesc că noi suntem ok. Deci noi chiar suntem ok. Pentru că văd
comparativ cu generația care vine din urmă. Exact, cei care vin din urmă văd copii care la 7-8 ani se apropie de 80 de kilograme, 90, m-am speriat. Deci o fetiță de 11 ani care era mai înaltă cu un cap decât mine și cred că ajungea la 80 de kilograme. Și stăteam și mă gândeam ce poate să facă un părinte. Și am văzut ce poate. A dus-o să mănânce la un fast food. Adică stăteam și mă gândeam așa, unde ajunge? Deci puștoaica respectivă, probabil că la undeva 14-15 ani o să aibă 100 și ceva de kilograme. Poziția picioarelor nu era deloc ce trebuie, genunchii stăteau un X, umerii aduși, partea de sus a corpului mult mai voluminoasă decât partea de jos, era clar că nu crescuse cum trebuie. Părinți absolut normali, arătau ca mine, ca tine, ca toată lumea, greutate normală, înălțime normală, forma corpului absolut normal. Deși în calitate de mamă aș putea și aș avea foarte multe de spus despre alimentație, aș vrea să nu ne băgăm pe treaba asta pentru că nu e treaba mea și n-aș vrea să iau locul nutriționistului, dar pe partea asta aș vrea să spun un singur, să facem o paranteză așa și să mergem pe ceva concret. Cred că se vede cât de revoltate suntem amândouă pe acest fenomen al deviaților de coloană și pe bună dreptate, pentru că este trebuie pentru tras un semnal mare. Se pare o problemă. Eu cu asta o problemă foarte mare. Toată lumea are impresia că e foarte normal să pui 10 kg în spatele copilului care are 5-6 ani și 30 de kilograme. Tuturor ni se pare normal ca obezitatea să fie în jurul nostru așa, peste tot, asta e, suntem mai grași, mai mâncăm un fast food, mai mâncăm niște prostii, un cartof prăjită, de-aia suntem grași. Și nu. Treaba cu grasie și omul grasie și frumos nu trebuie e, să dispară. Nu, omul trebuie gras să de dispară. Cel mai multe ori este bolnav. Omul exact. Gras are de cel mai multe ori un diabet pe care îl duce în grad 2 și mai târziu îl duce într-o insulină, într-o dependență de insulină. Omul gras întotdeauna va avea probleme cu vasele de sânge, cu artere, cu toate cele și va avea probleme de inimă implicit. Și va avea probleme cu articulațiile, că este domeniul meu. Exact, adică știu foarte bine toate lucrurile astea, toți din jurul nostru le știu, dar li se pare atât de normal că decât să te abții de la o porție de cartofi de la un fast food, mai bine lasă-l așa gras că, și varianta cu, nu e o problemă că e copilul obez acum când este mic, las că slăbește când se face mare. Nu slăbește când se face sunt mare. Sunt care slăbesc. Problema este că odată ce articulațiile... Exact. Un pic. Problema este în felul următor. Odată ce articulațiile sunt supraîncărcate de la această vârstă fragedă, când ele sunt firave, așa, ele se distrug de pe acum. Exact. Și slăbește, dar deja articulațiile lui sunt distruse. Exact. Și cu ce te încântă că e suplu, frumos, dar toate articulațiile lui dacă sunt terminate. Dacă la 40 de ani, terminate. Probabil că deja va avea probleme serioase cu articulațiile. Exact. Situația este un pic mai amplă decât vrea lumea să vadă. Ce contează cel mai mult este faptul că oamenii, știind că au ritmul ăsta de viață, știind că sunt pe grabă, știind că toată tratarea asta a problemelor de genul ăsta ar însemna timp și atenție și bani, lasă și întotdeauna pune pe seama faptul, las că slăbește când se face mare, las că așa stă el cocoșat, n-are nicio problemă, stai mă drept, știi, și să ce la copil, știi, face așa un pic la umeri, copilul stă drept în momentul ăla, după aia normal că stă cocoșat, că așa i s-a format coloana. Și apropo de bani, e mai scump să tratezi decât să previi. Întotdeauna. Întotdeauna este mai scump. E ca la mașină. Mai bine mai calci un pic pe frână decât să ții amenda și să trebuiască să plătești după aceea. Corect. Mihaela, hai să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem și vorbim clar pașii prin care părinții, în primul rând, și apoi educatorii, învățătorii, profesorii, pot contribui la binele copilului, corectându-i ușor poziția, găsind soluții astfel încât copilul să nu mai cară acel ghiozdan foarte greu la școală, pentru că există soluții, trebuie doar să ne dorim foarte mult să le punem în practică. Așadar, lipsim doar câteva minute și rămâneți alături de noi.
Am revenit, doamnelor și domnilor. În cazul în care n-ați fost alături de noi de la început, vă spun că în seara asta invitat în platou este Mihaela Tătaru, kinetoterapeut, ce ne-a dezvăluit câteva dintre problemele pe care le întâmpină tinerii, copiii și mai ales cei care stau în poziții nepotrivite. Mihaela, ca să o luăm așa într-o ordine, deși până acum am făcut paranteză la paranteză și la paranteză. Drept dovadă că avem foarte multe de discutat, exact, și timpul nu ne ajunge. Așa este și de aceea am spus că aș vrea să te-am invitată cât mai des posibil aici în platou, dar programul tău este... mă depășește volumul de muncă pe care poți să-l suporți. Hai să vedem așa. Coloana vertebrală, vorbim despre ea că se modifică, se strâmbă, ne cocoșăm, stăm strâmb și așa mai departe. Ce este coloana vertebrală? Cum trebuie să stai ea? Din ce e compusă? Și cum suferă atunci când nu o respectăm, să spunem așa? Nu întâmplător, coloana vertebrală era denumită de latini axus mundi, axul lumii. Deci ce este frumos. Extrem de important. Și gândiți-vă că totuși în același timp coloana vertebrală este formată din vertebre, din niște, eu le-aș spune ca să înțelegă toată lumea, din niște mosorele, din niște cuburi așa puse unul peste altul. Deci dacă ar fi să ne gândim la femur, care este puternic, mare, lung și așa, totuși coloana vertebrală este din niște mosorele, da? Aceste mosorele dacă luăm cuburile unui copil și le punem unul peste altul, o să vedem că nu au foarte multă stabilitate. Și atunci apar ligamentele care susțin leagă aceste vertebre între ele, după aia sunt mușchii paravertebrali. Prin canalul medular trece măduva spinării, care împreună cu creierul formează sistemul nervos central, cel care coordonează și controlează întreg corpul. Dar pentru a putea creierul și măduva spinării să coordoneze și controleze întreg corpul, o face cu ajutorul celor 31 de perechi de nervi spinale. De ce spun toate astea? Pentru că orice deviație de coloană vertebrală, orice problemă, și vorbim de deviații de coloană vertebrală, nu mai vorbim despre patologie ale discului intervertebral, că deja ar însemna să nu mai terminăm, da? Vorbim doar despre deviații de coloană vertebrală. Odată ce facem un exercițiu de imaginație și ne imaginăm, da? Coloana vertebrală deviază, pleacă într-o parte, da? Păi acolo unde deviază se va face o pensare și va prinde nervul de la nivelul respectiv. Păi pe acel nerv circulă impulsurile nervoase care ajung, comenzele care ajung pentru zona respectivă care o deservește. În momentul în care acel nerv este pensat, este strâns, este așa, el nu mai transmite informațiile corespunzător. Nici informațiile de la receptori, de la organe, nu mai sunt aduse corespunzător, ajung la creier și nu mai ajung informații eronate. Și cele de la comenzile de la creier către receptor, către organele respective, ajung eronat. Și atunci organul respectiv va fi deficitar, deci, și va funcționa haotic. Și funcționând haotic, va ajunge să sufere, va ajunge să aibă o patologie. Deci, nu este important să protejăm coloana vertebrală doar pentru că vom fi strâmbi sau doar pentru că vom avea dureri de spate. Deja vorbim tot altceva, nu de estetica corpului. Vorbim practic de sănătatea efectivă a unui organism, nu doar de partea estetică. A întregului organism. Deci a unui organ sau a întregului organism. Și atunci, de foarte multe ori, diferite patologii ale organelor interne, începând de la sinuzită, începând de la laringită, începând de la migrene, disfuncționalități ale ficatului, ale rinichilor și așa mai departe, sau hormonale și așa mai departe, pot avea ca și cauză o deviație de coloană vertebrală. Serios? Foarte serios și este demonstrat științific. Mi se pare fascinant. Într-o altă emisiune, dacă... Da, în multe emisiuni. Vreau să vin în multe emisiuni. Voi veni mult mai pregătită, vă voi aduce materiale demonstrative. Deci nu materiale făcute de mine, materiale făcute de cercetători, de medici care spun cu toții același lucru. Și este logic.
În momentul logic, ce nervii sunt acolo și ei suferă, clar că dau mai departe suferința către organe. Exact, exact. Și deci cu atât mai mult noi trebuie să avem grijă de coloana copiilor noștri. Ei fiind cruzi, coloana se poate distruge la orice vârstă. Asta clar. E clar. Dar cu atât mai mult, ei fiind în formare, fiind cruzi, fiind tineri, ei trebuie protejați cu atât mai mult. Și că vorbim de protecție, ce aș putea să, la ce aș putea să atrag eu atenția? Exact ce am vorbit și în reportaj. Ghiozdănelele sunt prea grele pentru vârsta lor. Nu trebuie să depășească 10% din greutatea corporală. Și aici iarăși fac pentru că am eu ce am cu părinții. Pentru că sunt părinte și pentru că trebuie acolo să atragem. Acolo este o hibă. Și nu, și acolo este hiba. Exact. Acolo este ei hiba. Au problema, dar tot ei pot avea și soluția. Este exact. Important să-și dorească cum? Să rezolve. Să facem front comun și să cerem. Domnule, hai să găsim soluții. Domnule, nu mai accept ca copilul meu să fie exploatat așa. Este o exploatare în condițiile în care tu îi pui unui copil de 25 de kg, un ghiozdan de 7-8 kg în spate, deja este exploatare. Refuz să las copilul meu să stea 5-6 ore la teme acasă după ce a stat 4-5-6 ore la școală, exact, în bancă. Un cumul de 10 ore pe scaun, e exagerat. Vorbesc cu, nu știu, cu învățătoarea, cu diriginta, cu directoarea, domnule, hai să găsim soluții. De exemplu, vorbind de soluții, și îmi permis să spun, pentru că deja s-a făcut reportajul, școala Nicu Constantinescu, școala numărul 8, aș cunoscută ca și școala numărul 8, au început, e adevărat, pentru că și banii sunt cum sunt, nu au făcut în toate clasele, dar cunoscând-o pe doamna directoare cât este de ambițioasă și cum este de organizată, sunt convinsă că va reuși, a început să facă, văzând la clasa pregătitoare cât de bine a prins copiilor acel vestiar obligatoriu, că la clasa pregătitoare vestiarul ăla este obligatoriu, a început să facă și în celelalte clase și a început de la clasele mici. Tocmai să-i ajute pe ea copiii să-și poată niște depozita dulăpioare mici, acolo cu legeri, cărți care trebuie să rămână, fetița dicționare. Mea nu a cărat anul acesta, este în clasa 1, nu i-am văzut plastelina de la lucru manual, nu i-am văzut desenul și acuarelele, nu i-am văzut, nu mai știu, caietele de clasă și alea de lucru cu care se lucrează în clasă, alea sunt acolo. Eventual îi mai dă din când în când un caiet dacă nu a terminat și zice, hai, uite, ai rămas în urmă, tu termină bucățica aceasta. Caietele de clasă sunt de clasă și rămân la clasă. Temele sunt simbolice și sugestive, adică nu îl încarcă pe copil, adică știi, n-am făcut cu tine în clasă, hai că faci cu maică ta acasă. Nu. În schimb, credeți-mă, caietele de teme sunt destul de puțin lucrate comparativ cu caietele de clasă. În schimb, se lucrează foarte mult la clasă. Felicitări, doamne învățătoare, reușește să îi mobilizeze în așa fel încât volumul de muncă la clasă să individual, la clasă. Volumul de muncă individual, că se muncește exact. La fiecare clasă. Exact. Aș fi absurdă să spun eu că știu eu într-o clasă unde nu se muncește. Nu există așa ceva, nu, doamne ferește. E departe de mine gândul ăsta, dar doamna, vorbesc de doamna pentru că sunt în cauză. Sunt convinsă că există și alte doamne și alte școli și alte. Este, dar vorbesc de ce știu. Un stil care în școala numărul 8 este preluat probabil de majoritatea. Nu vorbesc de toată școala 8. Vorbesc de clasa fetiței mele, de doamna învățătoare, pentru că atât știu. Și un exemplu pozitiv și un exemplu care trebuie dat. Iată că se poate. Exact, că se poate. Doamna reușește să se organizeze în clasă pe studiu individual și ce face dumneaei acolo, încât volumul de muncă la clasă este destul de mare pe studiu individual și acasă rămâne mult mai puțin. Ca să nu mai și spun, copilul timp exact, să ca respire. Să nu mai spun că râdeam, zic, la anul vară învățăm tabla mulțirii, nu? Că se apropie clasa a doua și a zis, dacă tu înveți copilul tabla mulțirii, eu ce mai fac la clasă? Deci trebuie să nu se mai delege atât de mult pe, ca să nu mai spun că obosim copiii. Eu, oricât aș ști, eu nu știu să explic pentru că nu am pedagogie. Și în afară de asta, și intervine o discrepanță pe care am mai spus-o și vreau să o repet. Dacă tu ți înveți acasă copilul engleza, tabla mulțirii, tabla împărțirii, franceza și nu mai știu ce, se duce la clasă și vine profesor și spune, astăzi învățăm tabla mulțirii. Copilul tău nu o să fie atent,
O să uită pe geam așa, pentru că el știe. Și stimulezi alt deficitul copil, de atenție. Alt copil nu știe, profesorul lucrează cu copilul respectiv, al tău stă și se uită pe pereți. Ori profesorul are impresia că dacă 80% din clasă cunoaște deja tabla mulțirii, deci majoritatea e pregătită, ceilalți o să învețe pe parcurs. Și o să avem câțiva care știu și vor ști în continuare și alți câțiva care nu știu și vor prinde pe parcurs doar o parte. Și am avut dreptate când am spus că este o hibă la părinți, că își doresc prea multe prea de la mult, copilul lor. În prea puțin timp, prea repede. Fără de la să se gândească că le distruge copilăria. Da, copiii n-or să fie o viață, dar de învățat eu am, nu mi-e rușine să spun că am 40 de ani și încă mai fac cursuri, încă mai fac specializări, pentru că asta îmi doresc, să mă perfecționez, să aflu ce este asta nou. E rostul deci până la urmă. Cine vrea să învețe, va învăța toată viața. Așa și este. Se va auto-perfecționa, ca va căuta să se perfecționeze exact. Toată viața. Exact. Cine exact. Nu vrea să învețe, poți să-l omori cât le omorâ de mic, ceea ce că nu va învăța. Ceea ce copiii este prea mult. Greutatea, poziția, stau la școală 4-5-6 ore. La școală mai nou veniseră cu ideea asta minunată la care nu o să... pe care nu o să o agrez niciodată, de a înlocui cărțile cu tableta, cu... Atunci am înnebunit când am auzit. Deci am zis orice, dar asta nu. E de ajuns că eu la 30 de ani când scriu de mână, de cele mai multe ori scriu urât pentru că mi s-a dezobișnuit mâna de scrisul efectiv exact. Cu pixul, tot timpul stând la laptop și exact. Așa mai departe pe telefon. Și stăteam și mă gândeam, noi măcar am învățat cu pixul ăsta, cu stilou, aveam stilou de la cu peniță și cu călimara după noi la școală. Ei, măcar am învățat să scriem. Dacă le mai iei și chestia asta și pui direct cu tableta în față la 6-7 ani, stau cu tableta suficient acasă, deja poate, nu mai e cazul. Poate că părintele va zice, păi ce trebuie să aibă scris frumos de mână, că oricum toate sunt pe calculator acum. Problema nu este că trebuie să aibă un scris frumos sau problema că trebuie e să scrie. Problema e psihic ce câștigă un om și care psihic, învață dar asta. Mai este o problemă. Avem atât de mulți mușchi și o comandă atât de meticuloasă asupra de fină. Mâini, de fină, da. Deci motricitatea fină a mâinii. Și dacă noi nu o dezvoltăm cu un scris, cu un pictat, cu un... Știți că sunt copii de clasa 7-8 care nu știu să țină ca lumea foarfeca în mână? Pentru că la grădiniță în loc, pentru că la grădiniță în loc să facă ruperea hârtiei, mototolirea hârtiei, să facă joc de rol, să facă povești, au făcut litere. Au făcut bastonașe. Exact. Nu e normal. Doamna învățătoare a băiatului meu s-a plâns într-o ședință și o spunea, era disperată, și că eu ce să fac? Copiii ăștia nu știu povești. Cum să-i fac eu cum să-i determin eu să facă o compunere acum când ei nu știu o poveste, nu știu să povestească o poveste? Cum să-i fac? Dacă doamna la grădiniță i-a învățat literele și bastonașele, eu să mă apuc să fac povești? De ce? Tocmai din dorința de a copiii la clasa mea să fie super wow, copiii mei să ia premii la olimpiadă. Dar cu ce risc? Distrugându-i? Fix cu asta. Distrugându-i? Nu se poate. Fiecare de asta este o programă și așa e prea încărcată. Corect, haideți la clasă să nu mai încărcați ce deja este prea încărcat. Exact. Din contra, găsiți modalitate de a ușura copiii aceia. Făceți-i, nu știu, ca și cum ar fi copiii dumneavoastră să... Cât de frumos ar fi, dar din păcate părinții îi chinuie. Se duc la ședință și o spun iarăși din experiența proprie, că m-am dus la ședință la grădiniță și haide să stabilim ce opționale facem. Eu, bineînțeles, părinții voiau de toate. Eu, bineînțeles, am spus clar, dans, să țopăie și să transpire până nu mai pot. Unii părinți, recunosc că nu toți, Doamne ferește, au sărit, păi cum? Dar noi vrem engleză, noi vrem germană, noi vrem nu știu mai ce, aoleu. Da. E prea mult. Nu se poate. Nu, e prea mult. Nu, e mult, prea mult. Nu din se păcate, poate, adică ei nu știu limba română, noi băgăm exact. de la grădiniță și cu germană, și cu engleză, și cu franceză, prețul, și cu... Prețul pentru toate dorințele astea le vor plăti toată viața. Exagerate, le vor plăti mai târziu, din păcate, când copilul la 20-30 de ani se va trata de diverse probleme, începând cu coloana și terminând cu multe alte afecțiuni. Vreau să întreb așa, pe lângă acești părinți care trăiesc un ritm de viață foarte alert și își văd copiii prea puțin și sunt atenți la copiilor prea puțin, există și oameni care sunt mult mai calculați.
Oamenii aceștia, din păcate, își duc copiii în același sistem, unde copilul stă în bancă atâtea ore, unde are de făcut nu știu ce, unde nu face educație fizică atât cât ar trebui și poate și acest copil să aibă probleme. Cum își dă seama un părinte atent că fiul sau fica are probleme cu coloana vertebrală, astfel încât să ajungă să se trateze la timp? Păi cum? Fiind atent la, în general, organismul spune... Organismul nostru are o capacitate exact, de face simptomatologie, exact, o simptomatologie. Și noi ca adulți nu ne ascultăm propriul corp, dar în schimb să încercăm să ne ascultăm propriul copil. Dacă copilul a spus odată că mă doare spatele sau că mi-a amorțit spatele sau că îl vedem că este mai apatic, că este mai trist, să nu ne mulțumim că e cu minte. Hai să vedem, ăsta este felul lui sau ceva se întâmplă? Dacă vedem schimbări în felul lui de a fi, îi facem băiță, nu? Ne uităm totuși un pic la el când îi facem o băiță, să vedem, mai ales să aici, nu fie ceva. Sus, în spatele gâtului, întotdeauna se evidențiază cine nu are poziție corectă și haideți exact, să mergem la un control, să cerem un control profilactic, să nu ajungem la medic sau la kinetoterapeut doar când ne doare sau doar când se întâmplă ceva. Exact. Hai să facem o profilaxie și la ochi, și nu știu, oricum o analiză de sânge. O dată pe an, exact, îl duci la un și un kinetoterapeut și un medic de familie. Nu să trecem numai că e răcit, că săracul medicul de familie, la cât e de aglomerat și la cât e de solicitat cu și toate, nu ți-l cheamă, dar tu te și zici, doamna doctor, aș vrea să, nu știu, să-i facem un control. Și atunci am să, dacă medicul vezi că îi ascultă numai plămânii și numai palpează burtica, zi, dar ce vi se pare? Sau haide să ne uităm când mergem, dacă ieșim, să ieșim cu ei la plimbare și când ei se plimbă, se joacă, noi să ne uităm cu drag după ei, că sunt ai noștri și să vedem, așa atunci o să observăm că de obicei calcă strâmb, că merge cocoșat, că stă într-o parte, că ține capul nu știu cum, dar să știți că de cele mai multe ori părinții observă treaba asta. Așa este? Da. Sau probabil că mai observă și învățătorii, educatorii, profesorii care sunt un pic atenți dacă există copii care au o poziție mult prea incorrectă sau, nu știu, nu de obicei la școală se observă deficitul de vedere. Pentru că observă copilul că stă cu năsucul prea aproape de asta sau că se uită la tablă așa și învățătorul atunci observă și într-adevăr imediat corelat cu ochii deficitul de își strică și coloana pentru că nevăzând se cocoșează. Dar deviațiile, se sucește, deviațiile de coloană vertebrală în general sunt observate, sau nu de coloană, în general deviațiile fizice, să spun așa, problemele fizice sunt observate de părinți. Asta e bine, înseamnă că încă mai sunt atenți, nu? Sunt. Nu aș putea să spunem că generația noastră sunt părinți neglijenți. Nu. Nu sau că sunt părinți care nu-și iubesc copiii. Trăim prea repede. Trăim prea repede și eu nu aș putea să acuz un părinte că trăiește prea repede în condițiile în care eu am program de la 8 la 8. Și am doi copii minori acasă. Am noroc cu soțul meu care e bugetar și are program de 8 ore și atunci se mai ocupă de ei. Reușește să... Da, și totdeauna comunicăm, vorbim. În weekend încerc să las pe cât posibil totul deoparte și să mă ocup de ei, să le mai fac și câte un mof, să mai fiu atentă și la doleanțele lor. Seara încerc să discut cu ei, să nu-i întreb doar ce ați mâncat și dacă ai făcut temele. Să-l întreb și cum a fost la școală și relația să încerc să-l înțeleg. Și... E mai mult decât să întreb ce ai mâncat. Asta poate face orice bonă, orice persoană care stă cu copilul să-l întrebe dacă a mâncat, dacă s-a spălat sau să-l ajute să facă lucrurile astea. Comunicarea dintre părinte și copil trebuie să aibă ceva de ordin moral, nu doar fizic, așa să fie alimentat și să fie îmbrăcat. E mult mai mult dacă decât ne iubim cu adevărat copilul, trebuie să învățăm să facem un pas înapoi dacă este cazul. Adică nu din orgoliu, adică ce copilul meu e mai nu știu cum față de al vecinului sau de al prietenului sau de nu știu cui. Nu, domnule, copilul meu atât poate. Atât poate. Și atunci hai să nu-l mai supra-solicit. Hai să-i las copilăria. Hai să-i placă ceea ce face. Că dacă îl împing eu de la spate, dacă îl împing eu de la spate, nu va face cu plăcere. Corect, corect. Și atunci, dacă îi va plăcea, chiar dacă evoluează mai greu, va ajunge mai departe. Așa este. Decât cel care este împins de la spate și face lucrurile forțat. Hai să-i dau timp de copilărie. Hai să mă bucur eu de copilăria lui.
Eu am refuzat și copiii mei, din păcate o spun pentru că sper să mă înțeleagă când vor crește mai mari, am refuzat să le fac zilele aniversare la locuri de joacă sau la fast food-uri din egoism. Pentru că n-ar fi o tragedie să mănânce un fast food de ziua lui o dată pe an. Deci să nu dau în latura cealaltă. Okay. Dar am fost egoistă. De ce? Pentru că acolo, dacă ați observat, că marea lor majoritate, ei se joacă acolo, părinții sunt dincolo și socializează. Separat, da. Eu am preferat să-i aduc acasă, chiar dacă mi-am făcut casa... Vraiște. Au aranjat-o frumos, da? Au aranjat-o, da, au decorat-o. Inclusiv am găsit și tort pe pereți și după o săptămână mai găseam un pic de tort așa pe pereți. Vezi, cu asta o să-ți amintești și mai frumos. Absolut. Dar am fost în mijlocul lor și m-am bucurat de bucuria lor. Corect. M-am bucurat de veselia lor. Și din egoism, recunosc. Da, constructiv. Constructiv, e adevărat. Dar ei, într-adevăr, mi-au cam reproșat. Alții nu știu unde? Da. Dar le-a plăcut până la urmă și au înțeles. Și o să-și amintească cu mare drag. Copiii mei au ajuns să refuze un fast food, nu că am mâncat și săptămâna trecută, pentru că i-a învățat mama că strică. Copiii mei, deși important le-a fost... e că știu că au voie când și când, adică nu e ca și cum le-ai fi pus o barieră strictă, n-ai voie niciodată. Nu, e abuziv și nu este corect pentru că îl vei determina să-și dorească și mai mult să încerce. În momentul în care vei avea un bănuț în buzunar, va mânca atunci, pentru că va avea niște frustrări din copilărie. Deci totul trebuie să fie echilibrat și nu e ușor. Să menții echilibrul ăsta. Nu, orice... e cel mai greu să menții echilibrul în orice ai face. Echilibrul este cel mai greu lucru. Dar meseria de părinte e cea mai grea. Așa este. Dar trebuie să ne o facem, pentru că n-au cerut ei să se nască, noi am ales să-i naștem și noi suntem datori față de ei să-i creștem, să-i educăm frumos. Exact cum am mai zis, că vorbim de educație, la fel este același lucru și cu asta. Dom'le, deci le-ai alintat prea mult. Păi da, dacă îl iubesc, dragostea părintească trebuie să fie egală cu educația. Exact, să nu-i dăunezi. Pentru că îl iubești, trebuie să îl educi. Ești obligat să-l educi. Așa este. E principala datorie morală pe care o ai să-l iubești și să-l educi. Mihaela, dacă spun că a trecut toată emisiunea, poate că nu o să mă crezi. Îți mulțumesc foarte, foarte mult că ai venit și, repet, în funcție de programul tău, chiar îmi doresc să ne vedem. Mulțumesc de invitație și voi veni cu drag oricând mă inviți. Mulțumesc foarte mult, dragi telespectatori și noastră, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pentru că urmează colega mea Maria Stroi cu jurnalul de la TV Buzău. Eu sunt Ilona Duțe și ne revedem luni seara la ora 18. Până atunci, un weekend minunat să aveți. La revedere!